Bună dimineața! Bine ați venit la conferința de presă, care este organizată de Asociația Promolex și misiunea Promolex de monitorizare a alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova, legată de prezentarea celui de-al doilea raport de monitorizare a acestui scrutin. În primul rând vreau să vin cu câteva comentarii introductive. Vom încerca în această conferință de presă, în premieră, să organizăm traducerea concomitentă a acestui eveniment în limbele engleză, rusă și cu asigurarea traducerii limbajului mimico-gestual, așa încât să asigurăm ca majoritatea cetățenilor și persoanelor interesate de scrutinul prezidențial să poată să primească informații în limba pe care o înțeleg din prima sursă. Respectiv, transmisiunea live a acestui eveniment are loc în limba oficială a misiunii, limba română. Transmisiunea în paralel live cu traducere în limba engleză este organizată de partenerii noștri, organizația European Platform Platforma Europeană pentru Alegeri Libere și Corecte, EPDE, și în reluare, pe pagina de Facebook a Asociației Promolex, vor fi postate inclusiv înregistrările cu traducerile corespunzătoare în limbile rusă și cu asigurarea traducerii mimico-gestuale. Din aceste considerente, eu voi încerca să vorbesc un pic mai încet, așa încât să fac mai ușor activitatea traducătorilor, lucru pentru care le mulțumesc în advans. Legat de perioada de monitorizare, câteva chestiuni principiale la care vreau să atrag atenția. În prezentul raport sau în prezenta conferință de presă sunt reflectate informațiile colectate și raportate de observatorii Promolex din teritoriu în intervalul 26 august-15 septembrie 2019. În ceea ce privește finanțarea grupurilor de inițiativă, perioada de reflectată în raport este legată de perioada de 2 septembrie-11 septembrie 2020. În ceea ce privește discursul de ură, din 1 septembrie până în 11 septembrie și în ceea ce privește chestiunea de înregistrare prealabilă, sunt reflectate informațiile până la finisarea procedurii de înregistrare prealabilă, adică până la data de 16 septembrie 2020. În continuare, vreau să aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri care susțin inclusiv financiar misiunea de observare Promolex. Este vorba de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională USAID. La fel este vorba de Fundația Soros Moldova, care prin intermediul două proiecte, monitorizarea discursului instigator la ură și monitorizarea alegerilor prezidențiale, contribuie la fel la finanțarea misiunii noastre. După cum spuneam și în prima conferință de presă, aducem mulțumiri și sperăm în curând să încheiem procedurile de semnare a acordurilor corespunzătoare cu Consiliul Europei pentru monitorizarea secțiilor de votare de peste hotare ale țării și deja colegii noștri din EPDE pentru a asigura nemijlocit transmisiunile cu traduceri concomitente a conferințelor de presă. Un aspect foarte important la care vreau să atrag atenția, inclusiv acest raport, dar și toate rapoartele de monitorizare Promolex au câteva scopuri bine determinate. În primul rând, este vorba de prevenirea unor situații
similare, neclare, incerte sau problematice pentru viitor. Al doilea scop bine determinat este informarea publicului și tuturor persoanelor interesate despre procesul electoral văzut de observatorii Promolex. Și al treilea este sesizarea autorităților competente despre anumite abateri care se întâmplă în procesul de organizare a alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. Încă o dată reiterez, opiniile exprimate în acest raport sunt opiniile misiunii, ele nu sunt, în cazul în care este vorba de interpretarea legislației, nu sunt interpretări oficiale ale legislației, pentru că interpretarea oficială a legislației poate face exclusiv Parlamentul Republicii Moldova. Acum voi procede la prezentarea principalelor constatări ale a raportului, inclus în prezentul raport, și voi începe tradițional cu prezentarea anumitor deficiențe sau aspecte problematice legate de cadrul legal. În primul rând, în prezentul raport, am inclus opinia noastră vis-a-vis de situațiile destul de incerte care pot fi în situația în care președintele în exercițiu al Republicii Moldova se implică în campanie electorală paralel cu alți contracandidați. Este foarte greu pentru cetățeanul simplu să facă o diferențiere dintre activitățile, între obișnuite funcție de președinte și dividendele de imagine pe care le poate culege potențialul candidat în cazul în care este înscris în cursa electorală. Și aici venim cu anumite chestiuni care sunt legate de acordarea de diferite mențiuni în conformitate cu legislația în vigoare. Aici vorbim de efectuarea vizitelor în teritoriu beneficiind de anumite servicii ale serviciului pază de stat. Aici vorbim de situații în care președintele în exercițiu poate, datorită funcțiilor sale, să se întâlnească cu anumite persoane străine, lucru care cumva este interzis direct de codul electoral. Și eu cred că aceste chestiuni trebuie să fie soluționate pentru următoarele scrutine. La fel, trebuie să menționăm că la momentul de față este destul de incertă situația cu cine este concurent electoral în scrutinul prezidențial. În special vorbim de partidele politice, organizațiile social-politice, blocurile electorale. Sunt sau nu ele concurențe electorale în alegerile prezidențiale? Avem o deficiență la această noțiune expusă în articolul 1 Cod Electoral. Totuși, din punctul nostru de vedere și interpretând neoficial prevederile Codului Electoral, considerăm că partidele politice, organizațiile social-politice, blocurile electorale sunt la fel concurenți electorali ca și candidații pe care i-au desemnat. Și aici putem să venim și cu anumite argumente, pentru că potrivit codului electoral, chiar dacă acest lucru nu este stipulat expres în articolul 1, adică în noțiuni, în partea specială a codului electoral, sunt atribuții oferite partidelor politice, organizațiilor social-politice, blocurilor electorale, adică legate de înregistrarea grupurilor de inițiativă, finanțarea grupurilor de inițiativă, purtarea răspunderii juridice în cazul încălcărilor, beneficiază de alocații de la bugetul de stat în dependență de rezultatul obținut de concurenții pe care i-au desemnat. Următorul aspect la care vreau să fac referire, care cumva a strânit mai multe sau voci spirite în societate, este de finanțarea campaniei electorale. În acest sens, țin să subliniez că circulara emisă de Comisia
electorală centrală trezește mai multe semne de întrebare și suspiciuni legate de această situație. În primul rând, trebuie să menționăm foarte exact că Comisia Electorală Centrală, de altfel ca și noi, nu este acea autoritate care poate să facă interpretarea oficială a legislației. Doar Parlamentul Republicii Moldova, plenul Parlamentului Republicii Moldova, poate face interpretarea oficială a legislației. Respectiv, acele aspecte care sunt descrise în circulație depășesc cu mult atribuțiile pe care le au și le are Comisia Electorală Centrală. Al doilea aspect la care vreau să fac mențiune ține de articolul 43 alineat 7 Cod Electoral, care menționează foarte exact că partidele politice pot susține financiar candidații pe care i-au desemnat, inclusiv la alegerile prezidențiale, în limita resurselor pe care le dețin în contul curent al partidului la data începerii campaniei electorale. La fel, trebuie să subliniem foarte exact că Comisia Electorală Centrală a avut o interpretare continuă vis-a-vis de același subiect pe parcursul tuturor campaniilor electorale pe care, care au fost organizate din momentul, hai să zicem, anului 2014. Respectiv, în anul 2014, cel puțin două partide politice au depășit acel plafon stabilit pentru persoanele juridice și au donat resurse financiare mai mari decât plafoanele stabilite pentru persoanele juridice. Și acest lucru a fost acceptat de Comisia Electorală Centrală. Alegerile din 2015, 7 partide politice au depășit plafonul donațiilor acordat pentru persoanele juridice. Și acest lucru a fost acceptat de Comisia Electorală Centrală. 2016, 4 partide politice. 2018, 2 partide politice. 2019, alegerile parlamentare. 2 partide politice au depășit plafonul donațiilor care, în mod obișnuit, este rezervat pentru persoanele juridice. Alegerile locale din 2019, un partid politic a depășit plafonul pentru aceste donații sau care este acordat pentru persoanele juridice. După cum vedem, timp de mulți ani de zile, poziția Comisiei Electorale Centrale a fost una și acum, în plină perioadă electorală, regulile de joc par să se schimbe de către Comisia Electorală Centrală. Și aici vreau să subliniez un lucru la fel de important, că în perioada de înregistrare a grupurilor de inițiativă, de finanțare a grupurilor de inițiativă, Comisia Electorală Centrală a acceptat donații materiale și financiare din partea partidelor politice și a înregistrat concurenți electorali în cursă. Deci vedem că Comisia Electorală Centrală, inclusiv în această campanie, vine cu două abordări diferite pe aceeași chestiune de principiu. Din acest punct de vedere, noi considerăm că această circulară a Comisiei Electorală Centrală trebuie să fie abrogată și Comisia Electorală Centrală ca instituție colectivă trebuie să decidă și să examineze separat acest subiect. Legat de prestația Comisiei Electorale Centrale, organelor electorale, câteva constatări importante. Trebuie să subliniem că în perioada de referință Comisia Electorală Centrală a aprobat 79 de hotărâri, a aprobat un regulament necesar din punctul nostru de vedere, dar cu regret l-a aprobat tardiv. Este vorba de regulamentul cu privire la finanțarea grupurilor de inițiativă, care a fost aprobat de către Comisia Electorală Centrală după ce 7 grupuri de inițiativă deja erau înregistrate și activau în teritoriu.
Trebuie să subliniem că în perioada de referință, Comisia Electorală Centrală deja a acreditat primii 29 observatori internaționali, un lucru pe care îl salutăm și sperăm noi că numărul de observatori acestui scrutin să crească, atât fiind vorba de observatori internaționali, cât și naționali. Un alt subiect legat și discutat foarte aprins în ultima perioadă de vreme, ține de deschiderea secțiilor de votare peste hotarele țării, în special procedura de înregistrare prealabilă. Aici, la fel, am venit în raport care o să fie publicat după finisarea conferinței de presă pe pagina Asociației Promolex.media. Detalii mai exacte, totuși ar vrea să subliniez următoarele aspecte importante. După cum am prezentat și într-o analiză publicată încă pe data de 8 septembrie 2020, Comisia Electorală Centrală trebuie să decide și să expună foarte clar care înregistrări prealabile sunt luate în calcul atunci când vine vorba de deschiderea secțiilor de votare peste hotarele țării. Pentru că la momentul de față, statistica prezentată pe pagina Comisiei Electorale Centrale arată absolut toate înregistrările prealabile care au fost efectuate din 2018 până în 2020. Noi, la finele anului 2019, am interpelat de la Comisia Electorală Centrală informația până la acea perioadă și în anul 2019 au fost înregistrați prealabil 24.125 de persoane. La 7.09, atunci când am făcut o estimare cum influențează înregistrarea prealabilă, deschiderea secțiilor de votare peste hotare, lucru publicat sau informații publicate pe pagina Asociației Promolex, am văzut că au fost pe parcursul anului 2020, efectuate doar 4.800 de înregistrări noi. În continuare, grație unui efort conjugat al partidelor politice, organizațiilor societății civile, Comisiei Electorale Centrale, Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, care au promovat necesitatea înregistrării prealabile, am ajuns la o cifră record de 60.000 înregistrări prealabile, dintre care practic 35.000 sunt înregistrări prealabile noi făcute în anul 2020 în contextul alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. Dacă e să ne uităm cine au fost cei mai activi în anul 2020, observăm că cei mai activi au fost cetățenii din Italia cu practic 12.000 de înregistrări noi, Marea Britanie, aproape 9.500 înregistrări noi, Germania și Rusia, cu puțin peste 6.000 de înregistrări noi. Totuși, am observat că înregistrarea prealabilă pare să nu conteze foarte mult pentru Comisia Electorală Centrală, lucru regretabil din punctul nostru de vedere, fiindcă încă la data de 11 septembrie 2020, Comisia Electorală Centrală a prezentat un proiect exclusiv Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în care a expus punctul său de vedere, fără a-l motiva, fără a organiza discuții publice și, cel mai important, până la finisarea procedurii de înregistrare prealabilă, cu referire la deschiderea 202 secții de votare în peste hotarele țării. Din punctul nostru de vedere, această cifră de 202 secții de votare, dincolo de faptul că ar fi salutabilă dacă ar fi posibil să deschidem atâtea secții de votare peste hotarele țării, dar problemele principale țin de faptul că resurse financiare bugetate sunt alocate doar pentru 150 de secții de votare. Și doi la mână, Comisia Electorală Centrală
în baza comunicării continue pe care a avut-o cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cunoaște detalii despre eventuale refuzuri din partea țărilor gazdă de a deschide secții de votare în teritoriile lor naționale. Din aceste considerente, noi tratăm cu suspiciune și neîncredere această decizie preliminară a Comisiei Electorale Centrale cu referire la deschiderea acestor secții de votare și aici încă o dată reiterăm mesajul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, din care face parte și Asociația Promolex, că pe acest subiect este necesar de organizat consultări publice veritabile, la baza cărora trebuie să fie puse toate materialele disponibile care să poată să indice temeiurile în baza la care a fost adoptată decizia cu privire la numărul de secții de votare deschis într-o anumită țară și geografia amplasării acestora. Câteva aspecte legate de organizarea alegerilor pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Aici trebuie să arătăm că ei la fel pot beneficia de acea procedură de înregistrare prealabilă, doar că cu regret nu au fost atât de activi comparativ cu alegătorii de peste hotarele țării. Deci până la momentul de față, în total au fost efectuate doar 105 înregistrări prealabile, dintre care 71 înregistrări prealabile pe parcursul anului 2020. La fel, trebuie să menționăm că Comisia Electorală Centrală și-a arătat deschiderea și intenția de a deschide 41 de secții de votare pentru alegătorii din această regiune, un pic mai puțin decât în alegerile parlamentare din 2019, atunci când au fost deschise 47 de secții de votare. Totuși, trebuie să atragem atenție la anumite chestiuni specifice deschiderea acestor secții de votare, că există locații în care numărul de secții de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană poate depăși numărul de secții de votare deschise pentru locuitorii din acea localitate. Lucru care poate trezi reacții imprevizibile din partea locuitorilor acestor localități. În special datorită impactului emotiv care a avut loc în urma alegerilor parlamentare din 2019. Respectiv, suntem în situația în care, spre exemplu, pentru Sănătău, ca Comisia Electorală Centrală și-a arătat deschiderea de a deschide 4 secții de votare, pe când pentru această localitate este deschisă doar o singură secție de votare. 2 secții de votare la Doroțcaia, când pentru localitate propriu-zis e deschisă o singură secție de votare. Suplimentar, trebuie să menționăm că alegătorii din regiunea transnistreană trebuie să se informeze despre procesul electoral din Republica Moldova. Cu regret, cel mai probabil o vor face doar utilizând resursele clasice de comunicare, adică mass media și rețeaua sau informațiile care sunt plasate în rețeaua internet, rețelele sociale. Asta deoarece se pare că regiunea transnistreană va fi blocată sau izolată până în data de 1 decembrie 2020 datorită unei decizii de modificare așa zisei legislații din această regiune. Deci cel mai probabil concurenții electorali cu greu vor putea să ajungă la alegătorii din acea regiune direct în baza comunicării clasice pe care au obișnuit să o facă sau obișnuiesc să o facă în timpul scrutinilor anterioare și sper asta să nu afecteze informarea lor, dar totodată sper ca autoritățile constituționale să găsească soluții pentru această situație destul de sensibilă și totodată ca
aceste soluții să se încadreze în cadrul legal și nu trezească suspiciuni de partizanat politic în favoarea sau în defavoarea unui concurent electoral. Legat de desemnarea și înregistrarea candidaților, trebuie să scoatem în evidență câteva aspecte importante, mai mult statistice la această etapă. Am observat că două grupuri de inițiativă, pentru că în raportul precedent am expus situații similare vis-a-vis de alți pretendenți la funcția de concurență electorală, acum am observat că încă două grupuri de inițiativă și-au anunțat înregistrarea în cursă electorală înainte de termenul stabilit de lege. Deci, mai exact fiind vorba de grupurile de inițiativă sau decizia partidilor politice de a desemna pe domnii Usatăi și Deliu în cursă electorală, aceste decizii au fost anunțate public înainte de data oficială în care puteau să facă acest lucru. La momentul de față suntem în situația în care Comisia Electorală Centrală a înregistrat 13 grupuri de inițiativă și trebuie să menționăm că două grupuri de inițiativă, vizând doi concurenți, potențial concurenți electorali, fiind vorba de candidații independenți, domnul Costa și Calinin, și-au depus documentele practic repetat. Deci nu au fost înregistrați din prima șansă și doar după depunerea repetată a documentelor. La momentul de față sunt înregistrați de către Comisia Electorală Centrală doi candidați, fiind vorba de domnii Iusată și Năstase, desemnați de partidul nostru și partidul Platforma Demnitate și Adevăr, și totodată au reușit să colecteze, depunând până la data de 15, perioada de raportare, două grupuri de inițiativă în susținerea candidaților Candu și Deliu. În ceea ce privește litigiile electorale, observăm că deja apar primele litigii și aici trebuie să subliniem că aceste litigii țin diferite autorități publice sau sunt depuse la diferite autorități publice. Cel puțin 5 sesizări au fost depuse, sesizări și petiții au fost depuse la Comisia Electorală Centrală. Din ele, una practic a fost soluționată, fiind expediat petiționarului un răspuns exhaustiv. Două sesizări și petiții au fost în mod normal respinse pe motive de procedură și două încă nu sunt examinate. Totodată, la Curtea de Apel Chișinău sunt pe rol cel puțin două litigii. Unul din ele o să-l examinez sau o să-l prezint un pic mai detaliat, pentru că este la fel destul de sensibil. Este vorba de demersul Partidului Pace de a se înregistra în cursa electorală, de a-și înregistra grupul de inițiativă în cursa electorală. El a fost respins pe motiv că la data începerii perioadei electorale, adică din punctul de vedere a cecului, 25 august 2020, abia în acea zi acest partid a fost înregistrat de către Agenția Servicii Publice. Totodată, trebuie să menționăm că codul electoral prevede foarte exact că în campania pentru alegerile prezidențiale participă sau pot desemna candidați partidele politice care au fost înregistrate de autoritățile competente, în speță Agenției Servicii Publice, la data anunțării datei alegerilor prezidențiale. Și reamintesc că data anunțării alegerilor prezidențiale a avut loc încă în luna mai 2020. După această etapă, după luna mai 2020, Agenția Servicii Publice a înregistrat două formațiuni politice, fiind vorba de Partidul Pro-Moldova, care a fost înregistrat în iunie 2020, și Partidul Pace, care a fost înregistrat pe 25 august 2020. Totuși, observăm că Partidul Pro-Moldova a fost acceptat și a fost înregistrat grupul de inițiativă aceasta, în ceea ce privește Partidul Pace, se află în litigiu. Deci, iarăși vedem interpretarea diferențiată a anumitor
norme ale codului electoral. Și, la fel, o sesizare este depusă la, la Procuratura Generală, care vizează suspiciuni de falsificare a semnăturilor pe cererile colective de înregistrare prealabilă. Cu regret, până la momentul de față, în spațiul public nu au apărut careva informații vis-a-vis de decizia Procuraturii Generale pe acest subiect, la fel destul de sensibil. Și aici aș vrea să subliniez că încă în acea analiză pe care, despre care am vorbit, prezentată public de Promolex la data de 8 septembrie 2020, am văzut foarte bine cum înregistrarea prealabilă poate influența legal decizia autorității în contextul deschiderii secțiilor de votare peste hotarele țării. Și atunci s-a văzut cu lux de amănunte că la cifrele pentru acea dată, Federația Rusă era net avantajată, deoarece doar datorită înregistrării prealabile active a cetățenilor Republicii Moldova din, pentru această țară, pentru deschiderea secțiilor de vot în această țară, puteau să primească suplimentar circa 8 secții de votare, dacă repartizarea se făcea în baza strict criteriilor prevăzute de codul electoral. Respectiv, aceste suspiciuni cu referire la falsificarea înregistrărilor prealabile colective, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie examinate cu rapiditate, așa încât să înlăture toate bănuielile, dacă ele sunt, cât ele sunt de fondate sau nefondate. Legat de prestația potențialilor concurenții electorali și deja concurenților sau candidaților înregistrați, pentru că avem doi candidați înregistrați, trebuie să specificăm câteva aspecte foarte importante. Cel puțin 125 de activități cu impact electoral au fost organizate de formațiunile politice încă până la înregistrarea grupurilor de inițiativă. În ceea ce privește repartizarea sau cine sunt actorii sau formațiunile politice vizate, putem să zicem că cel puțin 31% din toate aceste activități vizează Partidul Acțiune și Solidaritate, 15% din aceste activități Partidul Șor și 13% Partidul Nostru. În ceea ce privește deja cât de activi sunt grupurile de inițiativă în procesul de, sau au fost grupurile de inițiativă în procesul de colectare a semnăturilor, putem să menționăm că au fost observate de colegii noștri din teritoriu cel puțin 158 de activități de diferit fel, fie întâlniri cu alegătorii în care au încercat să sensibilizeze, banere, publicitate, materiale de distribuție, etc. Deci, din astea 158 de activități, Partidul Acțiune și Solidaritate revine cam 52%, Năstase 13%, desemnat de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Unității Naționale, domnul Țicu, 13%, Partidul Liberal Democrat, domnul Deliu, 13%. Cu regret, avem primele cazuri de asumare de merite pentru activități finanțate din bugetul de stat. De către observatorii noștri au fost depistate cel puțin 8 cazuri care pot fi calificate în felul următor. În 4 cazuri este vizat Partidul Socialiștilor în Republica Moldova și în 4 cazuri este vizat Partidul Politic Șor. La fel, observatorii au raportat cel puțin cazuri care pot fi calificate de oferire de cadouri cu tentă electorală, și cel puțin 2 cazuri în care partidele politice beneficiază de imagine pe care transferul cel scuze de imagine din partea unor personalități de peste hotarele țării, cetățeni străini. În acest sens, o situație vizează Partidul Acțiune și Solidaritate și o situație vizează Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.
Doar câteva cuvinte și aspecte voi încerca să atrag atenția la finanțarea campaniei electorale. Un lucru foarte important, statistic, vedem că 75% din totalul resurselor alocate pentru grupurile de inițiativă țin de donații în mărfuri și servicii din prioritar din partea partidelor politice în favoarea grupurilor de inițiativă pe care le-au înregistrat și 17% sunt donații în bani din partea partidelor politice. Restul sunt diferite activități cu un cotă procentuală mult mai redusă. În ceea ce privește cheltuielile nereflectate în rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă, putem să subliniem că observatorii Promolex au raportat activități, situații de utilizarea resurselor financiare sau care implicau utilizarea resurselor financiare în favoarea candidaților pe care îi susțin la concursul prezidențial. Cifra totală a cheltuielilor neraportate, estimate de Asociația Promolex, se ridică la cel puțin 735.000, vizează cel puțin 9 grupuri de inițiativă, dar majoritatea cheltuielilor sunt suportate de top 3 potențiali concurenți electorali, fiind vorba de candidații desemnați de Partid Ușor, doamna Violeta Ivanov, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, și candidatul independent, domnul Igor Dodon. Cu regret, continuă practica, din punctul nostru de vedere, vicioasă, în care atât concurenții electorali, cer scuze, pretendenții la funcția de concurenți electorali sau chiar candidații înregistrați deja, fac uz de discursul instigator la ură în activitățile lor de campanie și de promovare politică. Iar pe de altă parte sunt foarte multe situații în care persoane vizibile în spațiul de public fac uz de exact aceleași procedee vizând anumiți concurenți electorali, potențial concurenți electorali. Deci dacă vorbim de situații în care au utilizat discursul instigator la ură pretendenții, au fost atestate doar două situații, în ambele autor fiind domnul Renato Usatăi, desemnat de partidul nostru, și cel puțin 9 cazuri în care au fost vizați potențiale concurențe electorale. Este vorba de situații care vizează pe domnii Usatăi, desemnat de partidul nostru, candidat independent, domnul Igor Dodon, domnul Andrei Năstase, desemnat de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, și doamna Maia Sandu, desemnată de Partidul Acțiune și Solidaritate. Astea fiind spuse, pe această cale eu vă mulțumesc pentru atenție. Astea au fost principalele constatări reflectate în raportul numărul 2 din monitorizarea campaniei pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. După cum ziceam, versiunea neredactată a acestui raport este prezentată la această conferință de presă doar jurnaliștilor care au venit la această conferință de presă și imediat ce va fi redactată va fi plasată și pe pagina web a Asociației Promolex. Comunicatul de presă, comunicatele de presă și rezumatele rapoartelor vor fi făcute publice mai operativ, adică practic după finisarea conferinței de presă. Sper eu să ne reîntâlnim la următoarea conferință de presă, care tradițional va avea loc joi, peste două săptămâni, la aceeași oră, 10:30, exact în aceeași locație, în sediul de campanie Asociației Promolex. Dacă sunt la această etapă careva întrebări, eu voi încerca să răspund la ele. Bună ziua, Patricia Podoleanu, ProTV. Noastră vorbeați la un moment dat că este greu de făcut diferență dintre
președintele Igor Dodon și candidatul Igor Dodon. Având în vedere că Igor Dodon nu a luat o decizie privind faptul dacă va renunța la atribuțiile sale de serviciu în timpul campaniei electorale, noastră cum vedeți, care ar fi soluția astfel încât alegătorii să nu confunde președintele cu candidatul? Cu regret, este foarte greu să găsești o astfel de soluție. Cert este că legislația practic nu permite suspendarea din funcția președintelui în exercițiu decât pe motive de încălcare a legislației. Deci la proprie voință nu ar fi posibil. Din acest considerent, unica modalitate ar fi ca președintele în exercițiu să încerce să păstreze distanța și cel puțin să, la momentul de față, atâta timp cât nu este modificată legislația, să se abțină de la exercitarea acelor atribuții care nu sunt esențiale sau nu sunt importante sau care mai pot fi lăsate un pic după campania electorală. Deci, în special, vine vorba de acordarea de distincții, etc., etc. Deci, evident, în așa situație, atunci când președintele își exercită cu bună credință mandatul și își îndeplinește cu bună credință acele responsabilități și atribuții care îi sunt încredințate prin votul popular, atunci nu avem de ales. Dar fiecare chestiune poate fi examinată separat și aici deja depinde de președinte cum va prezenta opinii publice ceea ce a făcut sau ceea ce nu a făcut. Gheorghe Lungu, TVR Moldova, ați menționat că pentru cetățenii din stânga Nistrului vor fi deschise 41 de secții de votare. Să ne spuneți, vă rog, cum se vor deplasa aceștia în condiții de pandemie? Vă mulțumesc. În primul rând, trebuie să subliniez că am spus că este vorba de intenția declarată a Comisiei Electorale Centrale de deschidere. Este o intenție preliminară. Nu au fost oferite publicului larg, persoanelor interesate, informații care să menționeze de ce este luată în calcul această cifră și unde vor fi deschise foarte exact aceste secții de votare, decât cu anumite situații specifice. Totuși, partea cea mai importantă și cea mai gravă care este la momentul de față este, într-adevăr, restricțiile de circulație a cetățenilor din regiunea transnistriană. Ei, practic, sunt blocați la acel hotar administrativ prin acele posturi de control care sunt instalate ilegal și, după cum am menționat, această restricție este extinsă sau pare să fie extinsă până la data de 1 decembrie. Acum, sincer, este greu să venim. Cert este cu anumite comentarii la această situație, dar cert este că autoritățile constituționale trebuie să depună eforturi anticipate, declarate public, transparente, prin care să zică cum văd ei soluționarea acestei probleme și să depună efort, într-adevăr, să soluționeze această problemă. Pentru că în regiunea transnistriană locuiesc peste 200.000 cetățeni a Republicii Moldova cu drept de vot, care, pe lângă obligația de a se informa despre procesul electoral în Republica Moldova, au și dreptul de vot. În mare parte cred că da, pentru că potrivit declarațiilor sau propunerilor Comisiei Electorale Centrale, aceste secții de votare sunt deschise pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. Nu este vorba de deschiderea secțiilor de votare în afara teritoriului controlat efectiv de autoritățile constituționale. Ok, dacă nu mai sunt alte întrebări, eu încă o dată vă mulțumesc mult pentru atenție. Încă o dată țin să mulțumesc tuturor colegilor traducători care au tradus acest eveniment.
Și sper eu că nu le-am făcut lucrul foarte greu și am încercat să vorbesc maxim posibil de încet. Sper să ne revedem, după cum am zis, la următoarea conferință de presă, joi, peste 2 săptămâni, la aceeași oră, 10:30. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună și sănătate!